biserică, ci în vechea biserică pe care o știm și noi, cu ani. Când a fost adus aici de către părinții lui Nicolae, vreme îndelungată într-o biserică închinată Sfântului Proroc Ilie. Și câte alte motive nu avem ca să-l amintim și pe cel care s-a consumat și a dormit înainte de propăzirea lor. Dar ce rânduirea de către înaltea Sfântului Ioachim a Sfântului Proroc Ilie. Acest centru nu se sfârșește, pentru că centrul respectiv a fost folosit drept biserica aceasta pe care dumneavoastră o cunoașteți. Iubiți credincioși, în încheierea din vechea cetate a Ierihon, cu 12.000 de ani de istorie neîntreruptă, așteptaseră atâta vreme. Voastră care ați venit de aproape sau de departe, să vă ajute Sfântul Ilie. Robilor lui Dumnezeu, închinători, chititori și binefăcători. Doamne, te rugăm pentru fericire. Zine și ne miluiește. Doamne, miluiește. Doamne, miluiește. Fără și iară cu mirință să ne rugăm. Doamne, miluiește. Ca aceasta de azi sau cu alte prilejuri în acest loc. Ne rugăm Sfântului Ilie să primească această iubire pentru biserică în general, pentru Domnul, dar și pentru Sfântul Ilie, un ierar care a purtat ocrotirea și numele Sfântului Ilie până când a devenit monahul Ioachim. Ne rugăm ca Sfântul Ilie să ne inspire și să ne ofere nouă celor atât de grăbiți și de temători curajul mărturisirii lui. Îl rugăm pe Sfântul Ilie să-i oprotească și pe români, pe cei care, aproape de locul de unde s-a înălțat el la cer, au construit în anii 30 ai veacului trecut, adică în urmă cu 100 de ani, aproape, un schit închinat Sfântului Ioan Botezătorul, chiar aproape de locul înălțării lui către cer. Iar 60 și ceva de ani mai târziu, o altă biserică închinată în locul unde ucenicul lui Elisei le-a adus bucurie celor din vechea cetate a Ierihonului, cea mai veche cetate cunoscută din lume, cu 12.000 de ani de istorie neîntreruptă, îndulcind apele și aducând bucurie celor de atunci care așteptaseră atâta vreme ca să fie rouă din cer și ploaie pe pământ. Iar pe dumneavoastră care ați venit de aproape sau de departe, să vă ajute Sfântul Ilie să fiți păstrători ai credinței adevărate. Pentru că această credință adevărată aduce viață veșnică. Într-o întrebare oferită celor care vin la Ortodoxie, se spune, ce va aduce vouă credința ortodoxă, adică adevărată. Și cel care dorește să vină la Ortodoxie răspunde, viață veșnică, pe care să ne rânduiască Dumnezeu tuturor prin rugăciunile Sfântului Ilie. Amin. Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem, Doamne, miluiește! Doamne, atot stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește!
miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Papelului. Pentru preasfințitul Părintele nostru Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud. Pentru preasfințitul Părintele nostru Ieronim, Episcopul Dacii Felix. Pentru preasfințitul Părintele nostru Ioan Casian, Episcopul Ortodox al Canadei. Pentru preasfințitul Părintele nostru Timotei Prahoglanul, Episcopul Vicar Arhiepiscopiei Bucureștilor, pentru preasfințitul Părintele nostru Nectarie de Betania, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Occidentale, pentru preasfințitul Părintele nostru Emilian Crișanul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Aradului, pentru sănătatea și mântuirea binecredinciosul poporul de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru viitoare de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Pace, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsare și iertare păcatelor, robilor lui Dumnezeu, închinători, ctitori și binefăcători ai sinocașului acestuia. Te rugăm pentru fericiții și de acum ai pomeniți ctitorii acestui sfânt locaș și pentru cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitorii creștini, care odihnesc aici și pretutindești. Și ne rugăm pentru chitorii mineitorii și prefăcătorii catedralei Mântuirii Neamului și pentru toți chitorii și lucrătorii care se osemesc în înălțarea acesteia, pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul lor. Ca niște rob nevrednici, cu frică și cu putremur, mulțumind milosăvirii tale, Mântuitorule, și stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale, pe care, cu înveljugare, le-ai revărsat asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie. Cu milință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv plinește totdeauna dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne de grabă și ne miluiește. Ce nu voiești moartea,
păcătosului ce aștepți întoarcerea și pocăința lui, auzi-ne pe noi, păcătoși, care ne rugăm ție și cu milostivire iertând toate păcatele noastre. Auzi-ne și ne miluiește-ne. Ceea ce ridici noi de la margine pământului și fugele spre ploaie le-ai făcut, părunceaște acela să se obosească ploile și roa cu cătoare de roadă pe pământ. Cu lacrime rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Să plecăm genunchii noștri Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Doamne, care prin prorocul Tău, Ilie, ai dezlegat seceta și cu cădere de ploi ai plouat în fața pământului și cu prisosința roadelor ai săturat poporul Tău din belșug însuși și acum, fiind îmblânzit de firească Ta bunătate, dăruiește pământului ploi liniștite spre odrăznirea și creșterea roadelor de peste an. Căci Tu ești Cel care ai așezat capre la locurile lor și ai făcut văzut pământul ce era acoperit de ele. Tu ești Cel care i-ai poruncit lui să odrăznească toate felurile de roade spre îndulcirea noastră. Tu ești Cel care pe vremea lui Noe, pentru păcatele oamenilor ai desfăcut izvoarele adâncului și ai deschis stăvilarele cerului și fața pământului ai făcut-o ca o mare spre pierderea cu trupul. Tu ești Cel care acoperi cu ape înălțimile lui, Tu ești Cel care ridici norii și le poruncești să slobozească picături de ploaie. Tu ești Cel care ridici apa mării și o vești peste fața pământului. Tu ești Cel care ai pus hotar ploii și ai rânduit ploii destulătoare și râurile le umpli de ape și a dat pământul și saturi de apă brazdele lui spre înmulțirea frumoaselor lui roade. Tu ești Cel care ai despărțit marea și râul umblat, l-ai făcut și apă din piatra ai izvorât și amărăciunea apelor în dulceață ai schimbat-o. Firea apelor știe pe făcătorul ei, cunoaște pe stăpânul său, nu uită datoria slujbei ei. Că te vede pe tine stăpânul mâniat asupra noastră, atunci ea, ori pornindu-se nemăsurat aduce pieire, ori încetând se oprește și locul ei îl ia seceta și văzducul ca văpaia se face și roadele pământului se vrăjmășesc, iar noi în mâinile primejdiei cădem. Și iarăși te vede pe tine Dumnezeul cel viitor de oameni, blând și lezneerdător. Ploi pregătește și ploi pe pământ se coboară, iar văzducul cu bună răsuflare se face și pământul plecându-se, poruncii tale rodul de prisosit răsare din adâncurile lui. Deci pe tine, Făcătorul și Croniatorul tuturor, te rugăm zicând, miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi. Adu-ți aminte că suntem lucruri mâinilor tale, ia aminte a neputința firii noastre, că Tu ne-ai făcut pe noi. Vezi neliniștea păsărilor, mugetul animalelor, plângerea pruncilor, strigarea tinerilor, chinuirea bătrânilor, lipsa orfanilor, părăsirea văduvelor, strâmtorarea săracilor și glasul celor rugător al întregului Tău popor și cercetează pământul și l-a dat cu ploi bogate, pentru că, lipsit de umezeală, amenință roadele sale cu veștejire, iar pe oameni și animale cu pierzare. De demult, când ai trimis pierzare oamenilor prin apă, ți-ai adus aminte de noi care era purtat în corabie de acele ape nemăsurate, și ți-ai adus aminte și de păsări, și de animale, și de fiare, și de dărătoare. Și ai adus vânt pe pământ și s-a domolit apa, iar pe noi și dietățile care erau cu el, ca pe o sămânță ne-ai păstrat spre a doua facere a lui.
Și acum, prin uscăciunea care a cuprins văzduhul, ne ameninți cu foamete și cu moarte, adu-ți aminte de poporul care nădăjduiește spre tine, adu-ți aminte de păsări, adu-ți aminte și de animale și de vânt cu rouă, ca să înceteze seceta și fă să crească semințele pământului spre hrana oamenilor și animalelor și iarăși le îndrăznicește pe toate de purtarea ta de grijă. Că tu ești cel care răsar iarba animalelor și verdeață spre folosul oamenilor și tu ești cel care scos pâine din pământ și dai vin și cu un de lemn veselești fețele oamenilor, ca hrănindu-ne cu un destulare de bunătățile tale, în veselia inimii să preasă din bunătatea ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Auzi-ne, Dumnezeule, și ne miluiește! Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce ești mai înainte de veci, Cuvântul lui Dumnezeu cel viu, care la împlinirea a 8 zile de la nașterea ta ca om din Sfânta Fecioară, ai fost adus în templul din Ierusalim pentru a împlini ritualul stabilit de legea vechiului așezământ și ai primit numele de Iisus Hristos, care înseamnă Unsul lui Dumnezeu mântuiește lumea. O, cât de minunată sunt faptele tale și toate pe care cu înțelepciune le-ai făcut, căci dintr-un începutul Doamnei Iisuse Hristoase, în Tatăl lăudat, după ce ai creat toate prin cuvânt, în cele din urmă ai făcut primul om, Adam, după chipul și asemănarea ta, din care a descins femeia sa Eva, care înseamnă viață, având aceeași atribute ca și cel de prins. În destrațul conștiinței de sine și putere libere de a decide, omul cel din tâi a primit de la tine, Dumnezeule, porunca de a da tuturor făpturilor aduse din neființă la ființă, prin cuvânt, un nume așa cum voiește El. Prin acesta, omul este, are conștiința întregului univers pe care are datoria sacră să-l fi pregătit pentru îndumnezeire. Acestor predanii urmând, omul din toate timpurile și din toate locurile are dumnezeiasca îndatorire să dea nume tuturor ființelor vii ce se înmulțesc după felul lor peste întreg pământul, precum și lucrul pe care îl făurește. Atunci când un prunc vine în această lume, primește prin părinții tăi născători cei sfinți și cei spirituali un nume care în timpul botezului este pecetuit cu harul Sfântului Duh, să rămână veșnic cărămidă vie așezată în trupul tău tainic, care este biserica ta. Așadar, conștient fiind de toate aceste dumnezeiești înduieri și eu, smeritul rob, care prin părinții mei trupești și sufletești, am primit la botez numele Sfântului Proroc Ilie, pe care îl port cu cinste și respect ale sale rugăciuni, te rog, Doamne, să îl primești în această zi, înaintea tronului tău, din cerul, unde e slujit de către Sfinții Îngeri și Sfinții toți. Iar astăzi, când Biserica face pomenirea Sfântului meu protector, Sfântul Proroc Ilie, îți mulțumesc pentru darurile pe care le-ai revărsat asupra mea și mai ales pentru că mi-ai pus sub ocrotirea Sfântului Proroc Ilie, pentru ale cărui rugăciuni, Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi! Dar își fac bine sfântă și cu tot ce înstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă, și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește!
apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Înțelepciune! De multe ori, cădem înaintea Ta și ne rugăm Ție, Bunul și Iubitorul de oameni, ca pe bine. Spre rugăciunea noastră să protejezi sufletele și trupurile noastre de toate negruzeia trupului și a Duhului, să ne dai nouă să stăm de vinovat și fără de o sânt înaintea Sfântului Tău jertfen. Și de Luiește Dumnezeule și Celul care se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea domnicească. Dă-le lor să slujească totdeauna cu fiche și cu dragoste și nevinovăție și fără de o sfântă să se împărtășească cu Sfintele Tale taine, să mergească de cerească a împărăției. Că sub stăpânirea Ta, totdeauna fiind păzit, Tu ești la omenelță Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii.
păcate. Episcopul nostru Beniamin al Basarabiei de Sud, pe preasfințitul episcopul nostru Ieronim al episcopul român al românilor din Serbia, pe preasfințitul părintele nostru Ioan Gasian, episcopul românilor din Canada, pe preasfințitul episcopul nostru Timotei Prahoveanu, episcop vicar, patriarha, episcop vicar arhiepiscopiei Bucureștilor, pe preasfințitul părintele nostru Nectarie, episcopul românilor din Europa Occidentală, pe preasfințitul episcopul nostru Emilian Crișanu, episcopul vicar arhiepiscopiei Aradului, împreună cu toți ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii noastre Ortodoxe, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Înalt preasfințitul părintele nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. De pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașilor și ai satelor, pe iubitoare de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe frații noștri, arhierei, românași, preoți, rodiaconi, diaconi, monahi și monahii, pe toți cei din clerul bisericesc și cel monahal, pe părinții împreună slujitori cu noi, pe pelerinii și închinătorii prezenți la această sfântă liturghie, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pentru cei care au fost aduse vii și adormiți, pe fiecare după numele lor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Acestea voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna acum și pururea și-n
și veci. Pe adormiți într-o fericire patriarhi ai României, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, pe toți episcopii Romanului, adormiți în Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiții și de apururea pomeniții, ctitori ai sfânt așezământului acestuia, și pe alți ctitori, miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe adormiții într-o fericire, ostași, eroi și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a dreptei credințe, ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea, demnitatea și unitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei adormiți în neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, adormiți în Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți, binecredincioșilor și dreptmăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne,
slavă săvârșită, Sfântă în pace și-a părnașată, Domnul Hristos e vită părnașată. Este și va fi. Hristos a înviat. Adevărată. De pace credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Cele Maria, cu Sfinții, pomenim Domnul. Vreau Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Și viață și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Împreună cu prea sfântul și bunul și de viață făcătorul tău, Duh, acum și purura și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Duhului tău. Să ne iubim unii pe alții. Hey,
și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Toate făcându-le până ce ne-ai ieșit de la cer și ne-ai dorit împărăția ta ceva să fie. Pentru toate acestea, mulțumim ție și unul a născut Fiului tău și prea Sfântul de viață, Făcătorul totul, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacere arătată și nearătată de care să vă nouă, mulțumim ție și pentru liturghia aceasta, pe care ai binevoit, au primit din mâinile noastre, deși stau înainte ta mii de arhangeli, zeci de mii de îngeri, Cherubii ce cu ochii mulți serafim ce de șase ani. Și înalță zburând cântarea de biruință când răstigă.
Uniunea cu Sfintele și Preacuratele fără prihană mâinile sale. Mulțumim și binecuvântări, Sfinții și pregânduri. Oda Sfinților Săi, ucenicii și apostoli zicând, luați mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi, spre iertarea păcatelor. Asemenea și paharul. Acesta este sângele meu, al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți sunt varsă, spiritarea păcatelor. Slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea
și purrea Fecioara Maria. Părintele nostru, episcop Ioan Bastian, episcop ortodox al românilor din Canada, pomenește Doamne și pe rogul lui Dumnezeu, părintele nostru, Timotei Prahofean, episcop vicar al arhiepiscopiei Bucureștilor, pe preasfințitul părintele nostru, Nectarie de Bretagne, episcop vicar al arhiepiscopiei ortodoxe române a Europei Occidentale, și pe preasfințitul părintele nostru Emilian Bișan, episcop vicar al arhiepiscopiei Aradului, pe toți pe care dăruiește Sfinilor toate biserice, pace, ce și sănătos, îndelungată, învire, drept învățând cuvântul adevărului tău. Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul părintele nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Și a cântat preacestitul și mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și cu Duhul Tău, toți sfinții pomeniți.
milostivit Domnului să ne rugăm. Pentru miros, pentru miros, mă duhovnicească, să ne trimită nouă Dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să trimită noștri adevărătoare casă, bunia, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Unitate, credință și împărtășirea Sfântului Duce rând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Și ne învârșește pe noi, stăpâne, predeosându-se cu dezem, atingheama pe Tine, Tată, Dumnezeu cel cerești și se spune. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel vicleam. Că Tău este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor și Duhului Tău, ca Dumnezeu noastră Domnului să le plecă. Ție, Doamne! Dumnezeu cel ce toate le-ai făcut cu puterea Ta cea neamăsurată și cu mulțumim inetare, din neființe la ființe toate le-ai adus. Însuși se pune caută din cer, spre cei care și-au plecat faptele înaintea Ta, că nu le-au plecat trupul și sângele, ci Ție, Împlinitorul Dumnezeu. Tu te stăpâne, cele puse înainte nouă ale tuturor, spre bine ne întocmește, după trebuință de ofițea fiecăruia, cei care călătoresc pe uscat, pe apă, prin aer, împreună călătorește, pe bolnav îi tămăduiește, cerțești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu iubirea și cu iubirea Doamne, aleluia răspuns Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea Sfântul și Bunul și de viață Mântuitorul Tău Duh, acum și pururea și-n vecii vecilor. Înnoiește-te, înnoiește-te, noule
Ierusalime, când a venit, a venit lumina mare, slava Domnului, slava Domnului peste tine, peste tine a răsărit. Această casă Tatăl a zidit, această casă Fiul a întărit, această casă Duhul Sfânt. Această casă, Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, are noi. Pâinea noastră
era Sfântul altar, proroc Ilie și profeții lui Ahab. După fapta din Sarepta, fosta cuvânt de la Domnul, ca Ilie tezipian să se arate la tot omul. Deci se face înainte de să arăta Dumnezeu nouă, să arătăm noi căința și pocăința care au avut-o cei de pe vremea lui Ilie până la noi. Deci ascultați rugăciunea de dezlegare și după aceea, în timp ce se împărtășesc, preoții, după aceea frățiile voastre, care veți fi rânduiți pe patru coloane pentru a veni la Sfânta Împărtășanie, întrucât să avem timpul înaintat și să mergem mai repede. Și după aceea veți asculta hrisopul foarte important de sfințire și de ternosire a acestui sfânt locaș. Deci mai aveți răbdare și încercați să vă multiplicați forțele și sper că nimeni nu cade din punct de vedere fizic, ci toți sunt întăriți de Duhul Sfânt care vine peste noi ca o ploaie și răcorește sufletele noastre. Domnului să ne rugăm! Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor, unul renăscut Fiule și Cuvântul al Tatălui, care rupă prin pătimirea Ta și a sufletelor noastre și ai zis, luați-vă Sfânt cărora veți seta, păcatele se vor răta și cărora reveține ținute vor fi. Tu, Stăpâne, prin Sfinții Tăi Apostoli, ai dăruit și nouă ghereilor care slujim cele sfinte în biserica Ta, să iertăm păcatele pe pământ, să legăm, să dezlegăm toate legăturile nedreptății. Deși acum te rugăm, pentru părinții, frații, surorile care sunt de față și se roagă prin noi, trimite-le lor mila Ta cea bogată și iartă-le lor greșeala cea de voie, cea cu știință și neștiință, sau din slăbiciune le-au făcut, sau din lucrare necurată s-au dus spre păcat, Cel care ești bun și stăpân și iubitor de oameni, toate păcatele cele de voie, cele de voi, iartă-le Tu, Cel ce dezlegi pe cei legați, Cel ce ridici pe cei căzuți, nădejdea desnădăjduiților, odihna osteniților, slobozește pe robii Tăi și roabele Tale de față, din legătura păcatelor lor, că s-a preasrăvit numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm! Tu, Doamne Dumnezeul nostru, bunul și viitor de oameni, care pentru îndurările Tale trimis pe unul născut Fiul Tău în lume, să rupe zapisul greșeală celor spre noastre, să dezlege legăturile celor răgați de păcate, să dea iertare de păcate și să propovească celor mici iertare. Tu, Stăpâne, pe robii Tăi, care sunt de față, fiecare după numele lor, liberează-i cu bunătatea Ta de legătura în orice chip este pus asupra lor, pe milostiv și viitor de oameni este slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Mulțumim Ție, Doamne Dumnezeu, că până ziua și ceasul de acum Te-ai îmbrinjit pe noi pe cerească Ta împărăție. Tu, Stăpâne, iubitorul de oameni, care îți pare rău de răutățile noastre, voi și moartea păcătosului să fie viu însuși și acum milostivește asupra robilor Tăi și robilor Tale. Dă-le lor chip de pocăință, iertare de păcate și dezlegare, iertându-le toate greșeala cea de voi și fără de voi, împacă și unește cu Sfânta Ta Biserică în Domnul nostru Iisus Hristos, căruia se cuvine toată slava, cinstea și înțelepciunea, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnul să vă binecuvinteze, amin. Domnul să vă ierte, amin. Domnul să vă miluiască, amin. Domnul să se îngrijească de voi, amin. Domnul să trimite peste voi Harul Său cel Sfințitor. Amin. Domnul să vă bucure. Amin. Domnul să vă aducă iertare. Amin. Domnul să vă întărească sufletele. Amin. Domnul să vă lumineze inima. Amin. Binecuvintează, Doamne, pe robii Tăi aceștia, care sunt de fată și oseneala lor, și copilașilor, și căsuța lor, și pâinea lor, și toate cele de trebuință ale lor. Binecuvântează, Doamne, și dă fiecăruia Harul Tău, și în final dăruiește un corțișor de rai pe binecuvântate și în vecii vecilor. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Amin. Amin. Sfântul proroc Ilie și profeții lui Ahab.
După fapta din Sarepta, fosta cuvânt de la Domnul, ca Irie Tezipianul să se arate la tot omul. Ești în lume, zice Iahve, și te arată lui Ahab, că veni timpul pedepsei celor ce se trag din Nadab. Iată, rugata ferbinte, precum vești, s-a împlinit. Am oprit ploaia fertilă, te mai cadă pe pământ. Dar acum, du-te la rege și astfel îi poruncește să lase pe venetatea, dacă nu, te osândește. A plecat Elie îndată, fiind Dumnezeu cu el, iar Ahab cu tot poporul l-a așteptat pe Carmel. S-a apropiat profetul de poporul căruia îi zice: O neam îndărăbnic pururi și puternic la cerbice, până când voi șcăpăta aveți de cele două picioare, adoptând păgânătatea cea stearpă nimicitoare? De ce ați lăsat credința în Dumnezeu Creatorul, jertfind Baal și Astartei, regele și tot poporul? Iată eu, proroc lui Iahve, sunt aici de unul singur, pe când profeții minciunii sunt cu sutele de sigur. Hai să demonstrăm pe față de nu iese cu mânat care dintre zeii voștri e Dumnezeu adevărat. Dacă Baal sau Astarta este Dumnezeu cel viu, voi cinstiți cu credință, urmându-i din tată în fiu. Însă, dacă cel ce este vine în slavă către seară, tot poporul idolatric, ca și zeii, să dispară. Auzind aceste vorbe, nimeni n-a mai zis nimic. Parcă înghițise iadul de la mare până mic. Atunci Ilie propune acestei mulțimi amorfe să se aducă de îndată doi vițeluși pentru jertfe. Unul dintre animale era preoțul lui Baal, să-l junghe cum știu dânsii și să-l pune pe altar. Să se roage fiecare sau cu toții la un loc ca zeitatea păgână să trimită din cer foc. Dacă Baal sau Astarte îi va asculta pe ei, atunci acceptăm cu toții să ne închinăm la zei. Li se aduse animal pe care l-au judiat, apoi, după multe rituri, pe altar l-au așezat. Au început ca să strige, să danseze, să răcnească, trupurile să-și cresteze după legea păgânească. Urletul de invocare era tot mai infernal, văzând că trecuse ziua fără să-i asculte Baal. În acest vacar haotic, fetișist și orgiastic, Sfânt Ilie ținea hangul, batjocorindu-i sarcastic. Strigați tare și mai tare, ca zeii se va audă. După cum știți, Baal al vostru are o ureche surdă, dar poate-i plecat din cerul undeva în iadă departe, poate doarme sărăcuțul sau indulgențe în parte. Toată ziua ei sărmani, orice rit au întreprins, s-a făcut de râsul lumii că focul nu s-a aprins. Către seară, Sfânt Ilie, prorocul minunilor, simțind că s-a plinit vremea, se drasează către popor. Veniți acum către mine și priviți tot ce fac eu, pentru că cu toți vedeați cine este Dumnezeu. Din 12 pietre, el a ridicat altar, a săpat un șanț în jurul ca un tranșeu militar. A pus lemne pe jertfelnic și vițelul junghiat, a turnat apă cu cofa de 4 ori separat. După ce s-a plinit toate, la vremea jertfei de seară, profetul începe ruga, calmă, dulce, solitară. Dumnezeul meu cel veșnic, auzi-mă azi cu foc, căci azi vreau ca tot poporul către tine să-l întorc. Trimite din cer văpaie să mistuie jertfa mea și întoarce pe tot omul din nou spre iubirea ta.
Tu ne iartă cerbicia, necredința mai ales. Recunoaște întru dânsii pe poporul tău ales. Când Ilie sfârșit ruga, foc din cer a coborât, apa, lemnele și jertfa imediat le-am mistuit. Oamenii strigară toții, fiecare în felul său, Dumnezeul lui Ilie este Dumnezeul meu. Arhiepiscop Ioachim. Sfântul proroc Ilie Tezviteanu, cu veacuri înainte de venirea lui Hristos, a fost trimis Sfânt Ilie, mare profet credincios. Prorocul născut în Tezbe, din ținutul Galaad, iar recursul vieții sale fu pe vremea lui Ahab. Acest rege din Iudeia, așezat în Gilgal, stâlpul zeiței Astarte și a zeului Baal. Iar când se plinește vremea și Dumnezeu l-a chemat, el începe misiunea de profet adevărat. Ilie, plin de credință, profetul lui Dumnezeu, mustă întreaga seminție a poporului iudeu. Viu e Dumnezeul nostru căre eu îi slujesc, că El a făcut pământul cu tot neamul omenesc. Tu, popor ales de Iahve și de sorginte divină, ai schimbat credința sfântă cu cea stearpă și păgână. Pentru pedepsirea voastră, că ați uitat numele Său, cerul nu va mai da ploaie până nu voi zice eu. Seceta și sărăcia vor lovi aspru poporul, iar sufletele voastre vor învârstoșa șeolul. Pe când Ilie profetul a spus aceste cuvinte, regele și tot poporul nicicum n-a luat aminte. Ba mai mult, ei căutară să-l ucide pe profet, iar Ahab și Izabela vor murgară și un decret. Însă Dumnezeu cel veșnic a prevenit pe Ilie și prin vis i-a spus să plece cât mai grabnic în pustie. Pleacă de aici, te îndreaptă spre Iordan la răsărit. Te ascunde într-o grotă lângă pârâul Cherit. Apă de băut luavei din torent răcoritor, iar mâncarea ți voi trimite în ghearele corbilor. A plecat Ilie grabă, cum Iahve i-a poruncit, și s-a înserat în grota de lângă pârâul Cherit. Stând în rugă și trezvie, dimineața pe răcoare, venea corbul să-i aduc câte ceva de mâncare. Când și când, în mezul zilei, când așteța se înăsprește, bea din râu apă curată și setea și-o potolește. Înainte ca lumina crepuscului să se încline, Agvila revine iarăși, aducând carne și pâine. Profetul gustă ofranda, lui Dumnezeu mulțumește, pune capul pe o piatră și îndată el ațipește. Seceta îndelungată, făcut cheritul să sece, iar Dumnezeu poruncește lui Ilie ca să plece. Scoală-te, apoi purcede urmând acest canion și spre seară vei ajunge la Sareta în Sidon, unde am pus o femeie în casă să te primească, să te spere pe picioare și apoi să te odihnească. Profetul, primind porunca, imediat a ascultat, fără nicio ezitare, spre Sareta a plecat. Urmând calea indicată, prin aspra pustietate, către seară el ajunge la intrarea în cetate. Cu privire obosită, distinge ca prin miraje o femeie din cetate aducând niște găteje. Cum o vede, el o cheamă și îi zice delicat: adu-mi puțintică apă, că sunt tare însetat. Dar Ilie o strigă iară:
chiar când văd va pleca. Adu-mi și o coajă de pâine, să-mi astâmpăr și foamea. Văduva însă îi răspunde, slobozind un oftos greu. Nu am nicio firimitură, jur pe Dumnezeul tău. Totuși, păstrez într-o traistă făină pentru prescuri și un de lemn într-o vadră, doar câteva picături. Seteta a ucis totul și ne-a dus la disperare, ne găsim nimic pe piață și nimica de mâncare. Eu și fiul meu, sărmanul, de 3 ani abia trăim. Aș face ultima turtă să mâncăm și să murim. Auzind aceste vorbe, marele profet i-a spus, du-te acasă și fă turta drept așa cum ți-ai propus. Însă, prima dă-mi 1000, apoi fă și pentru voi, că de astăzi Creatorul vă va scoate din nevoi. Făina din sac sporiva și va fi și va mai fi, iar uleiul cel din vadră Dumnezeu va anunți. Având credință curată, văduva și cu Ilie au simțit că Domnul slavă le aduce bucurie. Făina și cu uleiul niciodată n-a lipsit, până ce fiul bătrânei, din păcate, a murit. Nețărmurită mâhnire, cuprinzând sufletul său, a strigat către Ilie, tu, om al lui Dumnezeu, cine te-a trimis la mine să-mi aduci acest blestem? Cine poate să mă ajute și pe cine să mai chem? Pentru păcatele mele Dumnezeu m-a pedepsit. Bucuria vieții mele astăzi, iată, s-a sfârșit. Simțind profetul durerea, îi zice liniștitor, dă-mi pe fiul tău în brațe și să-l duc în foișor. Ia, zice atunci femeia, și Ilie l-a luat. L-a purtat cu drag în brațe și apoi l-a pus pe pat. Îngenuchind lângă dânsul, ridicând ochii la cer, a strigat la Domnul Slavei, învăluit de mister, să trimită de se poate înapoi copilului sufletul cel fără moarte și să învie trupul lui. Ruga lui fu ascultată, iar copilul a înviat și profetul, coborându-l, mamei văduvei l-a dat. Cuprinsă de bucurie, strigă tare ca un leu, cu adevărat Ilie, ești omul lui Dumnezeu, arhiepiscop Ioachim. Frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă! Cine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă. Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta este însuși Preacuratul cu Tău și acesta este însuși cu Sfântul Tău. Deci vă rog, ții miluiește-mă și iartă greșelile mele, cele de voie și nu fără de voie, cele cu știință și cu neștiință, cele cu lucruri și cu gândul, și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, spre iertarea păcatelor mele, spre viață de veci, amin. Cine-i tale, cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtare, mulțumește, că nu voi spune vrăjmașilor pe taina ta nesărutare, zoi dacă Iuda, ci ca tu-n harul mărturisindu-mă în stricție, pomenește-mă, Doamne, când vei veni în împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Drepturilor creștini, iubită comunitate a parohiei Stănița, pentru evenimentul acesta deosebit, al parohiei și al bisericii ce s-a reînnoit, s-a făcut astăzi un înscris, un Hristov, căruia îi voi da citire în clipele următoare.
cu puterea, cu lucrarea și cu harul milostivului Dumnezeu cel întreime lăudat, s-a încheiat un amplu proiect de înnoire a ansamblului eclesial al parohiei Stănița, Prădoieria Roma. Satul Stănița este o încrustat, este o veche comunitate rădășească închegată de oameni cu frică de Dumnezeu, harnici și darnici. O inscripție încrustată pe piciorul de piatră al altarului, actualului lăcaș de cult, consemnează borna de început pe drumul lung al istoriei, atât a comunității, cât și a primului lăcaș de cult. După această piatră a fost altarul bisericii vechi din lemn prin secolul al XVII-lea, când a luat ființă și satul. Bogăția spirituală a acestei localități constă în mulțimea călugărilor și călugărițelor care și-au căutat liniștea sufletească în schiturile și mănăstirile românești, precum și a unor preoți și oameni de cultură care și-au originea în acest sat pitoresc. Așadar, mărturia dragostei, jertferniciei și credinței statornice pe care au manifestat-o locuitorii Stăniței o reprezintă existența unui lăcaș de cult din lemn încă dintr-un începuturile ființării acestei așezări, biserică al cărei ocrutitor era Sfântul Erard Nicolae, care a fost atinsă de dintele nemilos al vremurilor. Vechea bisericuță a satului, ce a deservit mai bine de două secole această comunitate creștin-ortodoxă, a fost un edificiu de cult modest, fiind ridicată din nuiele și bărătuci, în maniera populară în care se ridicau și casele pentru locuit. Pe locul ei, din mila lui Dumnezeu, între anii 1862-1868, cu sprijinul eluriașilor, a fost ridicată actuala biserică, în care s-au păstrat piciorul Sfintei Mese și câteva obiecte de cult, precum și același hram, Sfântul Erard Nicolae. Biserica nouă din satul Stănița a fost ridicată din piatră cu pereți din cărămidă. Are planul treplat, specific lăcașurilor de cult ortodoxe, cu două abside laterale pe laturile de nord și de sud, având deasupra pridvorului un turn clopotniță în formă de patru lateri, ce adăpostește două clopote ce provin de la vechea biserică. Prin forma sa, lăcașul de cult corespundea aspirațiilor unui sat de răzești cu frumoase tradiții creștine, având delimitate armonios încăperile necesare, pridvor, pronaos, naos și altar. Pentru consolidare au fost construiți ulterior câțiva contraforți pe latura de nord a pronaosului, precum și pe cea de sud, la fiecare absidă laterală și la cea a altarului. Acoperișul, inițial din șindrilă două ape, are o pantă domoală. El a fost înlocuit cu ocazia lucrărilor de restaurare efectuate în timpul pastorației preotului Dumitru Stan cu altul din tablă zincată, meșter fiind Vasile Stolnicul. În timpul lucrărilor de înnoire efectuate atunci în perioada interbelică, la propunerea credincioșilor s-au înălțat pereții exterior cu aproximativ un metru pentru a conferi monumentalitatea edificiului și tot atunci au fost încuiți și pictați pentru prima dată pereții interiori cu scene biblice și sfinți de către un anume zugrav Fiștuc, într-o manieră naivă. În cursul vremii au fost necesare intervenții de refacere și restaurare realizate de către vrednici slujitori ce au păstorit această comunitate, între care se regăsesc preotul Dumitru Stan, preotul Constantin Ionescu, preotul Vasile Dârlea, preotul Nicolae Zugravu, preotul Costică Cârlescu și preotul Ionuț Grecu, slujitor în prezent. La 22 februarie 1925, lăcașul de cult avea să fie resfințit de către episcopul Lucian Triteanul, iar la 27 mai 1984, în urma altor lucrări de înnoire, de către chiriarhul locului de pioasă amintire, Eftimie Luca. Odată cu chemarea lui Dumnezeu de a fi arhiereu vicar al episcopului Eftimie și apoi de a împlini cu deplină responsabilitate demnitatea de arhiepiscop al Romanului și Bacăului, am dorit să las o smerită amprentă asupra locurilor acestora ce mi-amintesc de vatra părintească și de anii copilăriei. Astfel, în anul 2003, pentru multiplele activități sociale ale comunității, am susținut și împlinit lucrarea de zidire în incinta curții bisericii parohiale a unui frumos și necesar așezământ social filantropic, inaugurat și sfințit la 20 iulie același an, primind ca patron spiritual pe Sfântul Proroc Ilie Tezvitean. În anul 2009, împlinindu-se
400 de ani de atestare a Comunei Stănița, constatând necesitatea restaurării și consolidării actualei biserici și dorind a marca cum se cuvine această cununa timpului ce s-a petrecut peste Domnul Sfânt și peste generațiile de credincioși ce s-au statornicit aici, am dat binecuvântarea pentru ca Sfântul Lăcaș să intre într-o nouă etapă de consolidare și restaurare. La 19 iulie am săvârșit slujba de sfințire, adunând în jurul lăcașului de cult pe o parte dintre fiii satului. Însă, ultima etapă a reabilitării Bisericii Sfântul Nicolae din Stănița a început în luna mai anului 2019. În urma cercetărilor făcute la fața locului de către o comisie alcătuită din specialiști în domeniul construcțiilor, s-au constatat următoarele degradări. În interiorul bisericii s-au descoperit infiltrații inferiți până la cota plus 2 metri deasupra pardoselii, care au afectat pictura interioară măcinând-o. Pardoseala interioară era în formă concavă, având o fisură mare pe axul lăcașului. Degradarea catapetezmei și a mobilierului a fost cauzată de asemenea de umezeala din biserică. În absida din latura de sud a naosului, tencuiala executată în tehnica rabit era deplasată cu 3-5 cm din cauza infiltrațiilor apei, pătrunse prin spărturile de la suprafața acoperișului. Rețeaua electrică funcționa în proporție de 40%, iar sistemul de încălzire era asigurat de o sobă pronaos și una în altar. Geamurile erau cu o singură foaie de sticlă cu tâmplărie de lemn în stil clasic țărănesc. Volta principală prezenta urme de apăsare a formei de arc. Ușile de la intrare în pronaos erau vechi și deteriorate. La exterior, învelitoarea din tablă zincată era spartă și prezenta urme de degradare fizică. Găuri, rugină, desprinderi ale dorilor din cauza intemperiilor abătute asupra edificiului de-a lungul anilor. Partea lemnoasă a acoperișului a suferit degradări în proporție de 70% din cauza învelitorii. Fațadele prezentau urme de degradare în timp, partea de nord fiind cea mai afectată din cauza ploilor și a vântului, având o culoare neagră. În urma sondajelor făcute la baza edificiului, s-a constatat o pernă de apă între fundațiile de piatră, ceea ce a condus la crearea unui nivel ridicat de umiditate în biserică și deformarea pardoselii în formă concavă. Pe partea de est a bisericii, fațadele au suferit degradări din cauza copacilor din curte care, fiind prea aproape de edificiu, au menținut umezeala. Toate aceste avarii ne-au determinat să căutăm soluțiile potrivite și cu sprijinul unei echipe de construcție coordonată de domnul inginer Alexandru Constantin Giosanu, fiul al satului, au fost demarate ample lucrări. Montarea unui dren pe exteriorul și interiorul clădirii necesar eliminării apei subterane. În urma săpăturilor din interior pentru drenare s-a așezat un strat de pietriș de 30 de cm cu rol de ventilare a fundației și o placă de beton peste acesta. Ulterior, biserica a fost reabilitată termic cu sistem de încălzire în pardoseală din marmură. Treptele de la intrare au fost distribuite sub formă de arc. Pereții au fost decapați în totalitate, ajungându-se până la stratul de suport din cărămidă arsă în cuptoarele comunale, zidurile fiind lăsate 2 luni pentru aerisire. Totodată, constatându-se că și rapițul de pe cupola bisericii trebuia îndepărtat, pereții au fost tencuiți și armați cu plasă din fier, zidurile fiind străpunse de ancore din exterior spre interior. Volta a fost retencuită în aceeași tehnică rapiță, peste care s-a aplicat și stratul pentru pictură. Ulterior, pereții au fost pictați în tehnica al seco de o echipă de pictori coordonată de doamna Carmen Florina Sârbu, după planul iconografic propus de noi. Totodată, s-au realizat lucrări de cămășuire a fundației vechi cu un strat de 15-20 cm de beton armat pe tot perimetrul bisericii, cu o talpă la baza fundației unde s-a așezat drenul, fundația fiind și hidroizolată între timp. Pereții au fost cămășuiți ca și în interior cu plasă de buzău, aceasta fiind fixată de ancorile străpunse din interior spre exterior. La exterior, pereții au fost încărcați cu un strat de tin și var alb. De asemenea, a fost demolat vechiul pridvor și reconstruit unul nou, căruia i s-a dublat volumul. Pridvorul închis cu ferestre din lemn stratificat și geam termopan dau bisericii un aer mănăstiresc. Acoperișul a fost schimbat în integralitate, modificându-se doar turla bisericii care din bulb de ceapă rusesc a luat forma alungită, specifică stilului ștefanian, având aliură de săgeată. Cele 4 turnuri care încadrează acoperișul bisericii au cruci de inox.
Geamurile au fost schimbate cu sticlă termopan pe structură de lemn stratificat. Catapeteasca a fost înlocuită cu una nouă din lemn de sejar, asemenea mobilierului și sfintei mese sculptate de meșterul Constantin Tudirei din Târgul Neamț. Icoana Maicii Domnului, așezată în iconostasul din fața catapetesmei, a fost restaurată în totalitate într-un atelier din Târgul Neamț și apoi ferecată în argint. Totodată, casa de prăznuire, aflată în latura de est a bisericii, a primit și ea veșmântul înnoirii. Vechi construcții, i s-a atașat un pridvor, au fost schimbate tabla și sistemul de iluminat, s-a adăugat un sistem de încălzire, s-a schimbat împlăria și a fost restaurată pictura. A fost reamenajată peisagistic curtea bisericii, prin îndepărtarea tuturor arborilor și a vegetației, întreg spațiul verde fiind întreținut de sistemul de irigații, asigurat din apa unei noi fântâni săpate în arealul curții. Aflate în stare avansată de degradare, casa parohială și altarul de vară au fost dărâmate și relocate în locul lor, construindu-se un nou edificiu ce cuprinde casă mortuară, birou parohial, cameră pentru centrala termică ce deservește la încălzirea bisericii și ansamblului eclezial. Pe acoperiș au fost fixate panouri fotovoltaice. În locul vechiului altar de vară s-a construit unul nou sub formă hexagonală din cadre de beton cu trei laturi închise din zidărie. Pereții au fost pictați în tehnica mozaic și pardoseala placată cu marmură. În dreptul intrării în biserică s-a construit un nou lumânărar din beton, curtea fiind amenajată cu alei placate cu dale de piatră. Purtând respectul înaintașilor ce au zămislit acest colț de rai, pridvor al împărăției lui Dumnezeu și laborator al învierii, ne-am străduit să lăsăm generațiilor viitoare un loc și un spațiu de întâlnire cu Dumnezeu care să unească cerul cu pământul, pe cei ce nu mai sunt cu cei ce vor fi să se nască, amintindu-și de noi să ne pomenească. Din milostivirea Preasfintei Treimi, astăzi, 20 iulie, anul Mântuirii 2024, în ziua cinstirii Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul, al doilea ocrotitor al comunității din Stănița, efortul depus de fiecare se vede încurunat prin săvârșirea slujbe de sfințire de către noi, Ioachim, din mila lui Dumnezeu, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, împreună cu soborul de arhierei, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Ortodox Român al Canadei, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Preasfințitul Părinte Nectarie de Bretania, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale, Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Aradului. La acest moment hari, precum și la Sfânta Liturghie Arherească, au participat Preacuviosul Părinte Arhimandrit Climen Costă, Vicar Administrativ, Preacucernicul Părinte Dan Alexandru Antoce, protopop al Protoieriei Roman, un sobor numeros de preoți, consilieri, inspectorul protopop, cuvioși, părinți, călugări și monahii, slujitori ai Sfintelor Altare din cuprinsul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, reprezentanți ai autorităților centrale, județene și locale, domnul Laurențiu Bebi Todireanu, primarul Comunei Stănița, precum și mulțime de popor, aducând prin aceasta laudă lui Dumnezeu, care i-a ocrotit și învrednicit să împlinească această lucrare. Dumnezeu să răsplătească și să sporească darul lucrătorilor, donatorilor, miluitorilor, binefăcătorilor, slujitorilor ce au rectitorit acest armonios ansamblu eclezial. Scrie, Doamne, în cartea vieții, pe iubitorii lăcașului Tău cel Sfânt, veșnică pomenire fie ctitorilor și ctitorilor înnoitori. Dumnezeule, Tu, întorcându-Te, ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta. Dă-ne o nouă. Semnează înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim, alături de Preasfințiții Părinți prezenți astăzi la această slujbă. Deci este vorba de... Deci constructorul acestui edificiu reînnoit și edificiul și celelalte case care îl înconjoară, edificiul bisericesc, noi în calitate de episcop al locului, de chiriar al locului, mi-am închis datoria față de satul meu natal, așa cum și constructorul a închis lucrarea aceasta. De acum o predau în mod solemn
Părintelui Ioan Grecu, preotul dumneavoastră, pe care ascultați pentru faptul că dacă am gătit, am terminat această biserică din punct de vedere edilitar, deci noi nu vom vedea în ea decât sfinții care sunt pictați acolo, care vor simboliza acest cer care va coborâ pe pământ dintre voi. Deci amestecați-vă cu sfinții în biserică și acest hrisop va mărturisi că aici continuă tradiția veche și neștirbită a înaintașilor. Deci noi ne-am făcut datorie față de satul nostru natal, față de biserica unde am fost botezat, față de cei care fac parte din comunitatea aceasta și au plecat pe mai multe meridiane ale Ortodoxiei. Părinte, ai grijă de acesta și bineînțeles că îl așez într-un loc ca să fie citit de tot. Deci acum, domnului primar, este obiceiul ca să îi dăm același conținut și același risop, ceva mai mic, închis în acest tub care îl va purta împreună cu noi solemn și va fi așezat în piatra altarului pe care o vom turnăsi imediat. De aceea vă mulțumim pentru această... Unde este? Vrem și titlul constructorului, nu? Aici, Alexandru. Deci el este constructorul și cel care a coordonat lucrările în mod special aici. Lucrări foarte grele care nu au avut numai decât un program și un proiect, pentru că nu știam ce se întâmplă. Însă inginerul Giosanu a găsit timp și cu ascultare și cu binecuvântare a început aici și mai avem de continuat în celelalte sate ale comunei. Vă mulțumim și vă binecuvântăm în această lemn. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc, am aflat credința cea adevărată, despărțite Sfinte trăim închinându-ne. Slava Ta, că ne-ai învrednicit pe noi, a ne împărtășit cu Sfintele, preacuratele și de viață, făcătoarele tale taine. Întărește-ne pe noi într-o Sfințenia Ta, toată ziua să ne învățăm dreptatea Ta. Aliluia, aliluia, aliluia! Vrăjămin Dumnezeieștele, Sfintele, preacuratele, nemuritoarele, cereștele de viață, făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine, vrednicie să mulțumim Domnului. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Doamne! Că Tu e sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și-o vecii vecinul. Amin. Pace să ieșim în numele Domnului. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Cel ce binecuvintesc pe cel ce binecuvintează, Doamne, și sfințește pe cei ce nădăjesc pentru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Binătatea Bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc
frumusețea, bunăvoința casei tale. După aceștia să răsplătești prea mărinte dumnezeiască puterea ta și nu ne lăsa pe noi ce ne dăjim într-o tine. Pace dăruiește bisericilor tale, preoților, conducătorilor țării noastre, întregului tău popor, că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este pogorând de la tine pentru luminilor și ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Primirea Lui să primăciune Iisusei, fie Hristoase, Dumnezeul nostru, cuvântarea Domnului să fie peste voi, cu al său har și cu al sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, prea Sfințite Stăpâne, binecuvintă! Hristos, adevărat Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru tot răudaților apostoli, ale Sfinților Măriților, bunilor, biruitori, mucenici, ale cuvioșilor de Dumnezeu, purtătorilor părinților noștri, ale Sfântului Ierar Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Vighei, făcătorul de minuni, și ale Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul, ocrotitorii acestui Sfânt locaș, ale celui dintre Sfinți Părintele nostru, Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit.
binecuvântați, înalt preasfințită stăpâne. Ești de ființe de viață creatoare și de sfârșitei trei, totdeauna cum și curea, și în vecii vecilor. Să răzbiește întru noi și ne curățește pe noi de toată înfinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeu, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeu, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeu, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfântă născătoare de Dumnezeu.
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și
și în vecii vecilor. Sfântă! Se zicește biserica aceasta cu namul Sfântului Iar Nicolae, a Vizionilor Vizionilor Minun și începând pe azi și namul Sfinții Părința Chiceana, prin sfioplirea cu apă simțită și ungerea cu Sfântul și marele minunile Tatălui și a Fiului și a Sfântului. Și răspunzând Domnul, i-a zis, Marto, Marto, te îngrijești pentru multe, te silești, dar un singur lucru trebuie, căci Maria poate cea bună și-a ales, care nu se va lua de la ea. Și când zicea el acestea, o femeie din mulțime, de când glasul i-a zis, fericite se pânce care te-a purtat și fericite se pieptul la care îi sunt. Iar el a zis, așa este, dar fericii sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc să ia. Pentru ca să-i învețe dorințarii de voi, celor de voi, privești învierea și viața și odina, a dorințelor lor părinții de slavă, arătătatele și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să luăm aminte! Se sfințește biserica aceasta cu neamurile Sfântul Ierar Nicolae Arhiepiscopul Mirolichiei și Sfinții Dreptii Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, prin stropire cu apă sfințită și prin ungere cu Sfântul și Marele Mir, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Să-ți mulțumim!
În vremea aceea era în Ierusalim sărbătoarea târnăsirii templului și era iarnă, iar Iisus mergea prin templu în pridvorul lui Solomon. Atunci l-au împresurat iudeii și i-au zis, până când ai să scoți sufletul din noi? Dacă tu ești Hristos, spune nouă pe față. Iisus le-a răspuns, v-am spus și nu credeți. Lucrările pe care le fac în numele Tatălui meu, acestea mărturisesc despre mine. Dar voi nu credeți, pentru că nu sunteți dintre oile mele. Oile mele ascultă de glasul meu și eu le cunosc pe ele și ele vin la mine, după mine, iar eu le dau viață veșnică. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Miluiește pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăminte-ți auzinește, miluiește! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Viața, pacea, sănătatea, bucuria, cercetarea, răsarea, cercetarea bucatelor, Domnilor lui Dumnezeu, slujitor, încredor, picos, pelerin și binefăcător, ai acestui sfânt măcar. Ești Domnul, ești Domnul, ești Domnul. Cătă răstit și doar, Doamne, zviește, slavă Ță, acum și pură și în veci vecilor. Amin. Se sfințește ținta aminte. Cu aceasta păsfințită și cu Sfântul și Marele Mir, în cinstea Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichii, și a Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești, Părinții Iachim și Ana, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfinților plecând genunchii noștri, Domnului să ne rugăm. Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, care ai toate nepațile întocmește pe mântuirea neamului omenesc, primește rugăciunile noastre ale nevinților robilor tăi și ne vinicează din ceasul de acum să vă cumpără de ostenea Sfințirea Bisericii care s-a reînnoit înspre, și s-a rezidit spre lauda sa de tari spre rază bine, pentru evlavioasă pomenire a Sfântului Ierarh Nicolae, făcătorul de minuni a Sfinților Părinților Pinceana, și se facă într-o dință ridicarea altarului, pentru ieșe care de mine Dumnezeu sau de Dumnezeu nostru, și slavă înălță Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor și Duhului Tău. Pătrămați de Domnului să ne vedeți. Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, care ai așezat în cerul cetele și oștele îngerilor și ale arhanghelor spre slupa slavii tale, fă ca împreună cu intrarea noastră să fie intrarea Sfinților Îngeri care slujesc împreună cu noi și împreună slăvesc bunătatea ta. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Deschideți căpetenii porțile voastre, vă deschideți porțile cele veșnice,
și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta, Împăratul Slavei? Domnul Puterilor, Domnul cel tare în război, acesta este Împăratul Slavei. Ridicați, căpetenii, porțile voastre cele veșnice și vă ridicați porțile ca să intre Împăratul Slavei. Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război. Ridicați, căpetenii, porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război. Ridicați, căpetenii, porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Bisericii tale se cuvine sfințenie, Doamne, pentru aceasta numele Tău, Cel ce cu negreita înțelepciune, temeia sfânta ta biserică și ai așezat pe pământ ceata preoției care este închipuirea slujirii îngerești, cele din cer, tu stăpâne, cel ce dăruiești lucruri mari, primește-ne și acum pe noi, cel ce ne rugăm ție, nu pentru că am fi nevrednici, a cere, ci ca să arate mulțimea bunătății tale. Că n-ai încetat a face bine neamului omenesc în multe chipuri, și drept plinirea binefacerilor tale ne-ai dăruit venirea în trup a unia născut Fiului Tău, care arătându-se pe pământ și luminând cel dintr-un tuneric, lumina mântuirii, s-a adus pe sine jertfă pentru noi, s-a făcut curățirea toată lumea, păgând-ne părtași în pierii sale, iar înălțându-se la ceruri, a îmbrăcat pe ucenicii și apostolii săi, precum făgăduise cu puterea din înălțime, care este Duhul Sfânt, cel închinat și atotputernic, care purcede din tine, Dumnezeu și Tatăl, prin care, făcând să-i puternici în faptă și în cuvânt, au rânduit botezul fierii biserici, au ridicat jertfele ce au așezat, pus-au preoțimile și rânduielea căror predani și noi păcătoși, ținând-o că de înaintea ta, Dumnezeule cel veșnic, ne rugăm ție milostive biserica aceasta și să-ți dispe slauda ta, umplă de dumnezeiască ta slavă și altarul ei arată să fie Sfânta Sfintelor, ca și noi cei ce stăm înaintea Lui, ca înaintea tronului celui înfricoșător al Împărăției tale, fără o sândă să slujim ție rugăciuni pentru noi și pentru tot poporul tău, înălțând și jertfa cea fără de sânge bunătății tale, aducând spre iertarea păcatelor celor de voi și fără de voi, spre chivernisirea vieții, spre săvârșirea bunei viețuiri, să vină toată dreptate, că s-a binecuvântat prea Sfântul Tău nume, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. În sfintele tale biserici și roade de tămăduire sărătare, însuți stăpâne,
Cel ce este dătorul tuturor bunătăților pentru rugăciunile Sfinților, al celor moaște, e binevoită a se așeza în această cinstită biserică. Învrednicește pe noi fără o sânge să te aducem în ea jertfă cea fără de sânge și ne împlinește toate cerurile cele spre mântuire. Dâncă răsplătirii celor ce au pătimit pentru numele Tău cel Sfânt și darul de a face minuni spre a noastră mântuire. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veșnică fie pomenirea lor. Veșnică pomenire Sfinților, Sfântul Vașurilor acestuia. Veșnică pomenire Sfinților, Sfântul Vașurilor acestuia. Veșnică pomenire ctitorilor Sfintei Bisericii acesteia. Veșnică pomenire Oh.